s-am rezolvat pentru moment, așa că mamele au pornit într-un periplu în interes de serviciu, pe unde legenda lui Dracula e la mare căutare. Preumblările n-au durat prea mult, destinația a fost repede găsită. Te-am găsit. Vă așteptam. Ce v-a luat atâta? Ne tot minunăm. Vă minunați? Da. V-am adus aici la ambient. Să știi că este... E un ambient. E un ambient și este ofertant. Este. Doar de la ușă am văzut că e ofertant. Și stați să vedeți înăuntru. Dacă vă place afară. Numai din exterior. Am emoții. Și noi. Deja. Haideți să vedem. La prima vedere, locația promite multe. Dar ce-și doresc mamele? Nu mi-aș dori în niciun caz ceva rustic. Aș merg pe modern. Tinei cred că îi va place modern. Mi-aș dori o locație unde sunt îmbinate culorile care îmi plac mie extraordinar de mult, culorile naturale. Da? Deci mai am o crem beige și galben, verde mai deschis. Deci ceva... Pe mine, culorile acestea mă odihnesc. Da? Nu ceva ca să nu pot să respir. Păi să pornim în cercetare. Ne-am apropiat de conceptul pe care l-aveați? Da, la mine cu siguranță, da. Și cred că și Cuscra a rămas impresionată. Foarte mult, am rămas impresionată. Haideți, să vedem, avem multe de vizionat azi. Radarul soacrelor se activează. Poate avem noroc de la bun început. Doamnei Daniela, sigur îi va plăcea. Este exact ce căuta. Un colț de natură, elemente naturale, lemn, piatră, maro, auriu, culorile pe care și le dorea. Ceva mai bun de atât, nu știu dacă aș putea găsi. Cel mult, la fel. Am emoții, în schimb, pentru doamna Elena. Acolo am semne de întrebare. Eu sper să le nimeresc pe amândouă și să se pună de acord. Dacă nu, mai căutăm. Speranțele sunt mari, dar ce vor spune soacrele? Ce ziceți, doamna Elena? Vedeți că are și etaj. Da, este foarte încăpător. Nu? Da. Și foarte rustic, dar mi se pare că obiectele arată foarte calitativ. Nu? Da. Iar la etaj pot fi puse mese în continuare. Nu numai aici, la parter, puteți așeza... Și sus, da. Mai ales persoanele, eu știu, mai sensibile la muzică, la gălăgie, pot fi așezate sus unde sunt mai protejate. Soacra mare grăiește. Da, pot să spun că e de dorit un ritm de dans mai mare, dar acum, în funcție de ce alegem, vom vedea cât de mare este. Da, de preferat ar fi un ritm de dans mai mare. Eu ce să zic? Adică sunt culorile mele preferate. A, da? Da, da. Acest detaliu. Deci pe mine oricum m-a emoționat de la intrare. Deci pe mine m-am gândit că înăuntru trebuie să fie wow. E, deci s-a descurcat ama noastră cu locația. Cu siguranță, uite, nu? Deci chiar am emoții, chiar îmi place. Am ales această locație, evident, în funcție de conceptul doamnei Daniela, nu doar e mama câștigătoare. Ana, văd că s-au pus de acord. E una din puținele dăți când agrează aceeași idee. N-are ce să spun. Ama, noi lucrăm cu tine pentru că tu ești renumită, că pui oamenii de acord și le rezolvi problemele. De data aceasta nu credeam că voi reuși să găsesc ceva care să le împace pe amândouă. Dar nu cred că locația asta îți dă de gândit prea mult. Adică te îndrăgostești de ea de când intri pe ușă, părerea mea. Credeți-mă că așa e. Deci sunteți încântate și de grădina și de interior. Da, da. Dacă... Eu vă las să mai discutați din detalii. Parcă văd că găsesc ele un loc, două, unde nu se înțeleg. Hai să mergem. Căutarea notului în papură începe. Deci mie îmi place. Da, și mie îmi place. Nu știu dacă tu te... Nu, și mie îmi place. Știi că mie îmi place foarte mult. Mie îmi place. Chiar și este halb aici mai mult. Este o combinație plăcută. Da. E foarte frumos. Te odihnești aici. Da, da, da. Liniște așa, nu știu. Îmi place foarte. Da. Foarte frumos. Da. Eu am rămas răcuvită. Și mesele, deci, sunt foarte încăpătoare. Pictate, sunt deosebite. Este foarte altceva. Da, foarte frumos. Mai inedit. Foarte frumos. Da? Pe cuvânt. Vezi? Nu te așteptai, nu? Nu mă așteptam. La prima vedere, soacrele par să se fi înțeles. Am rămas impresionată încă de la intrare, când am văzut poarta și m-am gândit că, dincolo de ele, doar o surpriză plăcută mă poate aștepta și chiar așa a fost. Totul este impecabil. Lucrat la cele mai mici amănunte. Este pe gustul meu în totalitate. Deci pot să zic 120%. Chiar îmi place locația. Oh, nu-mi place. Cum să nu-mi placă? E atât de drăguț, atât de frumos.
Nu, e super, cred că nimeni, dacă apare aici în momentul acesta să zică că nu-i place. E foarte plăcut, e foarte frumos. Prima dată am zis că nu-mi place ceva rustic, nu știu, mă refeream la altceva. Dar acum am văzut cu totul, foarte plăcut, schimbat, total, foarte frumos. Îmi place și mie foarte mult locația, vă mărturisesc. Din mai multe considerente, prima pentru că are grădină, cu gazon, are piscină, două chiar. Îmi place și interiorul, pentru că are câteva piese de mobilier foarte bine alese. Sper să se căsătorească aici. Mi-ar plăcea să vin la noapte aici. Viitorul sună bine, dar parcă mai este ceva de găsit. Minunat! Oare unde au ascuns cristalele? Locația place tuturor, dar parcă ne mai trebuie o variantă. Soluției perfecte, soacrele au pornit la drum. Aflarea locației perfecte pentru o nuntă cu scântei este muncă grea, iar soacrele nu vor să facă rabat. În cele din urmă, periplul mamelor ajunge la final. Aceasta să fie destinația în care perfecțiunea matrimonială va fi atinsă? Păi să mergem la explorat! Ama, dragă, câtă opulență! Am ales acest loc întrucât se potrivește perfect imaginii pe care mi-a zugrăvit-o doamna Elena. La prima vedere, locația pare că se pliază pe ideile soacrelor, dar până la decizie mai este. Ghici pe cine am avut în minte când am ales această locație? Pe mine? Aș putea să zic și așa, dar nu de data asta. De data asta am avut în minte pe doamna Elena. Ia spuneți, doamnă, nu vroiați? Combinație de alb cu roșu? Da. Multe lumini? Da. Nu așa mi-a zis? Da, e frumos. Dar nu ca la prima. Am fost pe aproape? Pe aproape, da. Doamna Daniela nu pare extrem de încântată? Sau mi se pare? Nu, având în vedere, deci locația este ok pentru nuntă, da? Este dar este, știți bine ideea mea și gustul meu și ce mi-am dorit. Nu că ar fi alegerea mea finală, pentru că până la urmă copiii hotărăsc. Că iese cu scântei, văd că Ana fuge. Nu neapărat, că până la urmă dorința copilor este să lege pe noi. Da? Soacra șefă e rezervată. Nu este ceea ce am visat eu. Să lase cu scântei? Așa, să vin. Îți fac vânt, că știu că mai e de căutat locații. Am înțeles. Crezi că nu reușesc să se pună de acolo? Nu știu. Atunci dă-l încoace. Dă să-mi fac și eu. Aveți nevoie? Chiar așa o figură pătrunzătoare și buricioasă am? Eu speram că vă nimeresc pe amândouă. Nu avem, deci gusturile nu pot fi asemănătoare. Putem să ajungem la un consens, da? Deci putem să alegem o locație împreună până la urmă, că este spre binele copilor? Putem. A avut o reticență, așa. Evident, localul nu este exact pe culorile descrise de dânsa. Rezervele soacrei mari capătă un contur special. Exista când eram noi mici, era o poveste pentru copii, se numea 101 dalmațieni. Nu se pare că doamna Daniela seamănă cu Perdita seamănă. Seamănă cu doamna care, știi tu, vrea să așa căței. Cruela se numea. Dar e doar aparent. E doar aparent. Bine, sigur că această față de Cruella intră în funcțiune când îi place ceva. Deci, hai să mai vedem locații. Păi eu știu că este albă sau neagră. Dacă îmi place ceva, râd, zâmbesc. Că nu îmi place ceva, fii convinsă că nu o să mă pui să zâmbesc. Prin urmare, nu se potrivește exact cu ce aveați în minte. Este șefa inflexibilă. Chiar dacă ne proiectăm lucrurile într-un anumit fel, ele pot suferi niște modificări sau niște adaptări. Orice fel de ambient, orice fel de local, chiar și aici la Exotic Palace Codlea, poate fi apropiat de conceptul pe care dânsa îl vede, cu niște mici modificări, astfel încât să-l integrăm în viziunea pe care a avut-o. Adică putem să ducem aici gazon și pom și să facem o pădure? Facem pădurea, tragem un luminiș pe scenă și facem pădurea. Ce idee!